De fiecare dată când vorbim de fundamentalismul islamic, ne vin în minte automat gânduri și imagini deloc plăcute. Revoluția din Iran, atentatele de la 11 septembrie 2001 asupra World Trade Center din New York și asupra Pentagonului de la Washington, Osama Bin Laden și Al-Qaeda, atentatele comise de radicaliștii ceceni la Moscova. În concepția celor mai mulți, de altfel, fundamentalismul are cumva aceeași semnificație cu radicalismul, extremismul religios și terorismul. Începutul anului 2015 a adus încă o dată în prim plan islamul prin atacul deosebit de sângeros din Franța asupra redacției săptămânalului Charlie Hebdo. Nu vom insista asupra acestui eveniment și nici asupra discuțiilor pro și contra referitoare la acțiunile celor doi teroriști. O analiză asupra a ceea ce reprezintă islamul în acest secol 21 se impune de la sine, deoarece este cu siguranță una dintre provocările omenirii.